Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 3. În acest episod avem ceva complet super. Deci ce vedeți voi aici e o chestie super epică și hai să facem o chestiuță noi. Să facem noi o chestiuță frumoasă. Bun, vedeți mașina asta, un Renault Clio, cred că de prin 94. O mașină foarte micuță, nimic special la ea. Îmi place chestia cu gradele, că se schimbă acolo, dacă observați, 22,8 grade Celsius. Aia se mai schimbă câteodată, era odată 19 și e super tare că se schimbă. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade cu Forza Horizon 3, evident. Am și căști acum, am și o sunetă, e blană, mă, băieți, mă. Deci, hai să facem o chestiuță. Lăsați-vă în comentarii, cât timp vă explic eu asta, ce să faci. Lăsați în comentarii ce viteză credeți că atinge o mașină asta. Top speed-ul ei, adică cu cât merge ea maxim, nu știu, după cum vedeți cum arată. A, nu mai puțin important, că sunt mașini vechi care rup, știi? Deci, cum vedeți voi că e mașina asta, o chichiniță, zici că e un Tico, ceva de genul. Vorbeam de mașini urâte, ok. Și să ziceți voi în secțiunea de comentarii cât credeți că prinde această mașină. Nu o să-i dau blană, nu o să îi dau maxim, să zic așa, până noi ajungem la checkpoint, 1.9 km. Până atunci aveți timp să scrieți top speed-ul. Nu veniți cu chestii 500 de km pe oră, frate. Adică, uitați-vă cum arată mașina, în primul rând. Și da, mie îmi place să mă joc foarte mult first person, așa că o să observați că mă joc foarte mult first person. Nu mă joc cu volanul, mă joc cu controllerul. Așa arată, bam, bam, bam. Și căștile am băgat în el, e super tare că nu-mi trebuie adaptor. Și hai să-i dăm blană. E foarte ciudat să te joci cu controllerul după ce te-ai jucat atâta timp cu volanul. La finalul lunii vine și playseat-ul, deci o să fie blană, blană de tot. Când vedeți voi clipul ăsta, eu voi fi plecat, nu sunt acasă. Dar ne vedem live la ora 7:30, oameni buni. Deci ziceți voi cât credeți că prinde mașina asta un top speed în secțiunea de comentarii. Mai avem 1,5 km. Bă, de ce? Au, am pe Ana, frate. Pot să scap de Ana? Nu pot să scap de Ana. Cum dau să scap de Ana? Da, ok, nu cred că pot scăpa de Ana. Deci, cum vedeți că se accelerează? Lăsați în secțiunea de comentarii cât credeți că prinde această mașină și dacă ați lăsat, lăsați și un like acolo, mă băiezu. Hai că duce și ia, mă, tati. E, mai greu pe la 170 astea. Mai greu, tati, cu ea. Ok, de-abia aștept să scap de asta. Uite altă mașinuță mică. E Abrah sau cum s-o numi ăla. Bun, mă, veți. O să avem câteva curbe pe aici, după care scăpăm. Hai să-i dăm blan. Deci, nu știu cât ați zis, mă voi uita. Nu schimbați, nu aveți voie, așa e jocul. Deci, nu, acum e gen un joc, știi, în comentarii. Nu aveți voie să vă schimbați. Cât a spus prima oară, așa lăsați, frate. Nu fiți așa. Și vedem acum dacă ți-a avut dreptate sau nu. Bun, hai să-i dăm blan. Da, pleacă încet, că na. Eu nu o să pot să mă uit pe vitezometru, dar ce voi fi concentrat. Bine, avem aici dita-i curba, dar nu e o problemă. E bine că e mașinuța mică. Dacă nu era... Uite altul cu Renault Clio, fii atent. E bine că e mică, dar e foarte ciudat pe controller, deoarece nu am aceeași precizie ca pe volan. Deja am ajuns la 250. Gata. Acum am ieșit din curbele alea. Hai să-i dăm blană, mă, băie, să vedem cât prinde mașina asta. Să vedem cât... Cât, nu știu, cât ați nimerit pe acolo, pe aproape așa. E și vale, deci ne ajută. Blană, blană, blană. Blană, mașinuța asta deja trece de 30, trece de 40. Ești nebun la cap. Deci v-am zis, e o mașină. E o nebunie de mașină chestia asta. E o nebunie de mașină. 348. Hai, 350. 351. 357. Hai, 360. Hai cu tata, hai cu tata. Nu, nu mai avem unde să-i dăm. Nu mai am unde să-i dau.
Nu știu care a fost exact top speed-ul ei. Oricum, enorm pentru cum arată. De fapt, putem să vedem exact cam cât ar prinde ea maxim. Avem noi șust aici, nu știu, dar cred că știți deja. Cred că cars. Da. Ok, nu putem. Nu pot să intru, deoarece acolo scrie exact top speed, știi? Dar dacă intru, e bine o să-mi schimbe mai multe chestii pe aici. Deci mașina asta, ca idee, e o nebunie de mașină, pentru că de mică este. E foarte, foarte rapidă, oameni buni. Adică deja am 250, 260, 70, 80, 90, 300. E o nebunie, pur și simplu. O făcusem odată, dar eu îi făcusem launch-ul enorm. Deci prindea 100 instant mașina asta, probabil din cauza că e foarte ușoară. Și a prins 100 imediat. Nu avea top speed-ul deja la 270. O, 365! Top, 368. Ce l-am zgâriat pe stracom. Stai mă pe partea ta, mă. Deci poți să concurezi lejer cu o mașină. Ia, ce are și asta aici? Nu, tot aia nasoală. Vreau gen o mașină ca lumea să concurez cu ea. Ce avem în spate? Tot un de-asta. Ok, nu. Nu voi concura cu aceeași mașină ca mea, pentru că nu are rost. Deja îi dau metri frumos. Uite, avem aici. Bă, dar numai de-astea găsesc. Bine, dacă vă zic că am concurat cu un Aventador și l-am bătut, mă credeți? Deci am concurat cu un Aventador și l-am bătut de... Nu știu de el. Și cu un i8. Și i8-ul l-am în trecut. Nu cu de-astea, mă, tăt. Hai să vedem, poate găsim să concurăm cu ceva. Fac la skill point-uri de-astea o grămadă. Ia, dar chiar avem 10, avem 9. La 10 deschidem. Mare chestie ce ne pică. Bă, da, numai mașini de-astea, pe bune? Vreau să-mi dea și mie ceva frumos. Să concurez cu ceva frumos. Deci fii atent, numai cârciuri de-astea îmi pică. Cred că din cauza că și eu am un cârci de mașină și de-aia. Bine, cârci, clasa e un cârci. Nu de alta. Și blană. Mamă, de-abia aștept, deci băi băieți, de-abia aștept playsit-ul ăla pentru voi, pentru cei care vă uitați la jocuri cu racing, am zis să iau chestia asta. Bine, și eu iubesc jocurile de racing. Deci pentru Forza, eu voiam să-mi cumpăr Xbox, dar l-am primit cadou, ceea ce e super șmecher, dar doar pentru Forza voiam să-mi cumpăr Xbox, deoarece nu vreau Windows 10, nu-mi place, nu suport Windows 10, nu vreau pe calculator să am ceva ce nu-mi place. Și din păcate jocul ăsta doar pe Windows 10 merge. Pentru că sunt puțin nesimțiți, dar n-am. Au, dar și interior fain are. Ops, pe ăsta nu l-am văzut. Deci acum aș vrea să caut și eu o mașină ca lumea, dar nu găsesc. Între timp, dacă n-ați fost activ pe live-urile mele, fac live de la 7:30 seara. Hai să vă arăt ce mașini am mai luat, ce am mai făcut. Să vedeți și voi. Aveam prea mare viteză, cred. Nu știu, nu prea simți când ai viteză cu cârciul ăsta de mașină. Hai să vedeți ce mașini mai avem și noi pe aici. De fapt, eu. Bun. Fiți atenți, mă, băieți, acum. Oameni. Că sunt și fete, probabil. Bine, avem mai multe mașini ca următoare. Ca ultimul clip în care noi ne-am jucat, avem Alfa Romeo, asta îmi place enorm, oameni buni, enorm îmi place. Ăsta cred că l-aveam, nu știu dacă le-aveam pe astea. Da, astea, ăsta l-am luat nou, nu prea mă atrage. Ăsta l-am luat aseară pe live, e super tare, asta am modificat-o înapoi. Asta am cumpărat-o nouă, asta am primit-o, nu pot că nu am DLC-ul să mă joc, am primit-o, nu știu dacă aveam, nu știu, și cumpărat. Bine, acum nu știu exact ce aveam în ultimul episod, dar trebuie să fac rost de DLC-uri neapărat, să le cumpăr, dar ce nu mă pot juca cu foarte multe mașinuțe, observați, acolo arată aia de download.
Chiar voiam să mă joc cu chestia asta, cu Lamborghini-ul ăsta. Lamborghini Huracan. Ok. Și l-avem și pe ăsta, care bine, e foarte încet. Nu prea l-am făcut. Dar cred că putem să găsim un de ăsta pentru el. Acum, ce-și vrea eu să fac? O luăm pe asta, get in car. Și să luăm un setup pentru ea de pe comunitate. Sunt curios cât duce mașina asta. Dacă mașinuța aia micuță îi rupea fâșunea. Chiar sunt curios cum se duce asta, știi? Și luăm de aici, nu, ăsta e praf. Ce pana mea e cu ăsta? E stocul. Uite, asta deja adaugă. Nu, undeva la 500 putere, nu găsim nimic cu putere mare. Sau mașina asta poate nu e de putere mare. Nu, deci mare parte 7.5. 7.8, uite aici la băiat, dar e puțin mai grea. 7.8. Mă interesează top speed-ul să fie mare. Da, cred că o să o facă foarte, foarte, foarte urâtă. Creator info, follow. Nu, nu, nu. Mie să nu o facă urâtă atâta tot. Și cred că o să o facă urâtă, dar ia, hai să vedem noi ce putem să-i punem. De fapt, ce nu i-am pus? Are 6.8. Probabil din cauza tracțiunii, că este 4x4. Și știu că 4x4 e puțin mai lent. Hai să ne schimbăm pe ăsta. N-am de gând să-i schimb motorul, deci tracțiune spate. Nu schimbăm nimic la roți. Bine, mașina îmi place că e mare. E un model urățel, dar e o mașină frumoasă, e mare, e plană. E nu prindea foarte mult, un 270-280, undeva pe acolo, nu... Nu foarte mult, după cum am spus. De ce nu m-ar lăsa să schimb? În moment ce am pus... Da, pare ne-am făcut absolut nimic. Probabil pe partea de body kit, ne ajută body kit-ul. Hai să vedem, abandon. Hai să vedem ce ne pregătesc ăștia aici, dacă toți sunt așa că, mamă, cât îți dă? 7, 3, 7, 8, îl caut. Accelerație 7, 8, 7, 8. Astea două, blana. Ăla era cumva... Ah, what the fuck. A handling... Da, ok. Download and install. Hai să vedem. Să vedem ce ne pregătește. Nu, chestiuța asta. Cât ne costă? 41.000. Da, frate. Și așa l-am pe Baca care mă ajută. Mersi, Baca! Barosane. Tu ești Barosan. Care mă ajută cu bani în caz de am nevoie și... E ok. Avem destui bani. Avem 700.000. I-a stricat aspectul? Nu. Chiar nu. Chiar sunt curios cât prinde acum. Deci, repet, nu îmi plac mașinile astea. Oh, pleacă frumos. Pleacă frumos. Nu sunt fan. Oh, what? Ok, nu, n-am băgat de seamă toba cu alea. Nu sunt fan al mașinilor Centenario, Veneno, Vereto, Vetato, cum o fie. Mi-e plac astea mai old school, pe care le găsești și pe străzi, gen. Deci mașinile mai departe pe care le găsești pe străzi, așa mai des. Îmi place să le fac eu mai șmechere, știi? Pe asta mă atrage pe mine, asta m-a atras mereu. Și observați și voi. E cam blană mașina asta, așa. Bine, îmi place cum arată. E o mașină mare. Asta trebuie să țineți voi cont că e o mașină mare. Măi, uitați-vă câta nava e. Și are o formă de asta foarte... Aș putea să spun agresivă. Într-un fel. Uitați-vă cât e spatele și cât e fața, frate. Da, frate mi-a avut mașina asta. A avut-o, a vândut-o după. Deoarece avea motor de 3000. Ceea ce era foarte mult. Și are tracțiune față, dacă mă întrebați, normal. Nu știu un joc acum ce... Cred că e 4x4 în joc. Da, de fapt e 4 sau ce-o fie, X4. Dar normal avea tracțiune față. Pe care o avea fratele meu. Avea un portbagaj, băgai cred că 5-5 în el. Deci e ok, o avea pe verde.
Și văd că îi dă brișcă. Dar nu prea îmi place că i-a schimbat bara cu alea, nu, nu-mi place când face așa ceva. Nu știu ce mașină nu v-am mai prezentat eu pe parcurs, dar... repet, pe live-uri ne jucăm și nu pot să vă țin la curent exact cu tot ce fac pe live-uri. Doar ce e... e diferență enormă. Audio ăsta e blană, tati. Episodul trecut mi se pare că... da, a, nu, episodul trecut cu ăsta știu că l-am prezentat ultima oară. Ăsta, hai să vedem ce putem să facem cu el, pentru că nu l-am modificat, nu i-am făcut absolut nimic. L-am lăsat normal, l-am cumpărat și atât, am zis că, băi, frate, nu. Nu știu de ce nu... nu îmi plăcea interiorul, știi? Și am zis că nu. Stai, avem un body kit pe el. Deci, parcă îl strică tot. Mie, sincer, unul nu-mi place, frate. Nu știu, vă place vouă, da. Mie nu-mi place. Sau... sau îmi place. 30.000. 30.000. Pe bune, dai doar 30.000 pe un body kit. Asta e hoție pe față, fratele meu. Asta e hoție pe față. Bine. Mi-au schimbat și jantele și... să zicem. Da, parcă tot hoție pe față. Mai merge să o las mai jos? Ești nebun? Nu are deja. A, uite, mă, are pachetul. Bun, frumos. Hai să o facem ca lume, nu? Ia, merge să le mai măresc cumva? Cred că merge. Uai, de capul meu. Bine, îmi ia din viteză. Dar le voi face așa. Atât cred că ne respectăm. Ba, și mai ridica-o puțin totuși. Cel mai la cauciuc posibil. De cât e? 325. Am înțeles. Am înțeles. Mă, dacă aș putea să-i scot ăsta pentru că nu-mi place ideea de... mie îmi place așa. Mie îmi place fără, parcă, dar parcă fără îi taie spatele, nu știu. O las pe ăsta, ok, lăsăm cei la body kit. Nu, îi las motorul ei. Ba chiar, da, vreau să-i las motorul ei, doar că punem turbo pe ea. Să fie ca lumea. Hai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Băgăm absolut tot ce se poate la motor. Deci motorul ei stoc lăsăm. Nu la multe mașini las așa, dar hai să vedem ce poate mai exact mașinuța asta. Ok, la evacuare. Ok. Va, pa, e pe partea de admisie. Ok, n-am treabă. Pistoanele. Aici e treaba. Ăsta face toată diferența. Hai să zicem. Intake-ul. Nu, ok, era aia cu leciul. Bun, hai să zicem, o lăsăm exact așa, ne costă 39.000, mai avem ceva de băgat la anti-roll astea, cred că... nu, ok, sunt băgate, bă, dar parcă e joasă rău. O stric, dacă o ridic, o stric grav. Asta. Scade launch-ul e important, o lăsăm grea. O fac puțin mai grea să aibă launch-ul mai mare. Nu vreau să bag d-astea. Nu vreau să bag roll cage în ea. Simplu, nu vreau, nu-mi place cum arată. Mă, e așa, urât. Bun, pe partea asta mai aveam să bag, cred că la... cred că nu am băgat într-o secțiune pe partea de... asta aici. Da, eram sigur că nu am băgat. Bine, nu ajută foarte mult, dacă era, dacă o făceam 4x4 în caz de mergea, era o chestie, dar așa nu ajută foarte mult. Nu știu ce culoare să o fac, o problemă mare pentru mine la mașini sunt culorile, deoarece nu am nici cea mai vagă idee cum ar trebui să o fac. Bine, o fac cum îmi place, evident. Nu vreau să iau nimic de pe market, pentru că pur și simplu nu îmi place nimic de pe market. Astea sunt culorile default de la ei. Arată frumos. Cred că o las așa. Deci culoarea de la ei, de la BMW, arată genial. Astea.
Ceva negru. Ceva de genul arată epic. Mamă, ce blană e mașina. Lucios. Ăsta l-aș lăsa albastru. Da, pe ăsta nu umblă, las normal. Băi, oamenilor, cum arată mașina asta? Ești nebun la cap? Wow! Chiar nu mă așteptam să iasă așa. Eu nebunim. Arată super, super, super. Hai, te salvez, mulți am fain. Deci, ce mașini mai avem noi pe aici ca să le facem pe viitor? Oricum, M3 ăsta e plan. Da, în fine. Totale. Deci avem un M3, mă băieți, mă, uitați-l. Am păstrat și motorul stock pe el. Foi, low. Ce ai făcut, mă? Deja 300 aproape, prin oraș. Are 7 trepte? Nu, nu are 7 trepte. 330. Frână, tati, frână, 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 frână. Se mai întâmplă. Băi, arată demențial, oameni buni, deci. Că și interiorul e frumos la el. SRS, airbag-uri, ok. Deci, dați-vă cu părerea de mașina asta, oameni buni. Ce ai, mă? Băi, a ieșit super tare, nu așteptam, știi? Să iasă chiar așa. Deci când i-am pus body kit-ul, am zis că gata, o stric toată. E bine, să mor tu că se aud rateurile sau ce sunt ele. Dacă ascultați, e tot pocăne toba. Chestia asta e... E criminală! De ce nu am făcut-o mai devreme? Am zis că nu o fac, că nu-mi place, știi? E demențială toată faza asta. Uite, în a doua se aude ca lumea. Și în a întâia. Nu știu dacă... Nu cred că am mai sesizat la alte mașini chestia asta. Stai, mă, că se aud pe aici mașini puternice, frate. Aventador, vino la tata. Aventador versus M3 2005. Hai că... Hard. Hai mă, nu-l prind și eu pe băiatul ăla. Activez traction control-ul deoarece mă rupe la mașina asta. Nu e 4x4 să mă pot descurca. Traction control, mulțumesc, stabilitate, n-am nevoie de stabilitate pe ea. Am nevoie doar de tracțiunea aia să o rezolve, gata. Ce face chestia aia? Nu mai lasă roțile să patineze în gol așa degeaba. Vreau să ies de pe drumul ăsta după care îl provocăm, deci fiți atenți. M3 versus Aventador, cred că e nebunul. Aventador, da. Ce ai făcut, tată? Deci ați văzut pe hard, nu glumă easy sau ceva de genul. M3 versus Aventador, băieții. Nu. Băi, eu zic că e destul de în spate. Hai că am mâncat și el puțină țărână. Hai, și de asta zic eu că îmi plac mașinile de genul. Era la hard, l-am bătut de nu și-a văzut de fire. Deci, știi care e ideea? Și-a luat-o urât. Na, Aventador versus M3 2005, frate.
E blană tare. Deci ați văzut și voi că se poate să bați o mașină chiar pe hard era. RS4-ul tău. Te duci să te arunci cu el cu tot. Da, mă, băieți, ca atât, dacă vreți să mai facem de-astea gen BMW nu știu cât sau Mercedes 190U sau care mai e versus mașini blană. Autelea, ce frumos. Asta e la seria 1 sau ce? Cred că da. Hai să vedem ce poate și au. Pe hard. M. Hai, mă, te miști, mă. Dorele, apasă pe accelerația, Dorele. Că da, e acolo. Ce-mi place mașina asta, să mor eu. Na. Hop. Mamă, ce se băga șaua ăla în fața mea. 320 prin oraș și-mi iese șaua în față. Hai ca... Oh, fuck. Asta a fost mai mult un drag race. Bă, unde câștig, frate? Bă, unde e win-ul? Aici. Ce, pana, fii atent că vine șaua și pierd. Ăla-i. Deci... Na. N-avem ce face, n-avem ce face. A, 1000 XP, mă, îți bag joc de mine. Hai, mai băgăm una rapid ca să deschid și eu de-aia. X6. Bine, tati, hai să vedem. Hai să vedem cu X6 ce facem. Asta apasă pe accelerație cât de cât. Baftă, tati. N-am timp de tine. Hai, mă, băieți, că dacă nici ăsta nu-i dă în gușă. Bă, ce era chestia? Era o chestie buguită în aer. N-ai ce să-i faci. N-ai ce să-i faci lui ăsta. Bine, acum trebuie să vină unul în comentarii. O, dar știi, Bugatti prinde. Compară prețul, frate, compară prețul. Cât m-a ajuns pe mine să o iau pe asta. Am dat 17.000 pe ea, plus făcutul puțin. Și deschidem Dita-i spin-ul. Hai să vedem ce ne pică și nouă. Mare 2500. Ce-mi dă, fiți atent, 2500 sau 7500? Mare mașină! Gocea. Watch out. Bun. Deci da, mă, băieți, cam asta ar fi mașina noastră pentru acest episod. Blană. Dacă mai vreți chestii de genul și dacă v-a plăcut... Empower acolo în descriere, în comentarii și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați un like, Story Barosane. Și ne vedem data viitoare, baftă! Pa, 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 pam!